Bună la toată lumea și mă bucur de fiecare dată să aud câteva lucruri bune de la noi. În general, sunt toate bune. Pașii care ați făcut înspre schimbarea bună de data aceasta. Sunt mândru de voi că aveți încredere în voi și puteți să faceți lucrul ăsta și ați înțeles ce este important în viață și cât este de important lucrul acesta. Vă doresc în continuare tot timpul să aveți grijă de voi și să aveți inima deschisă, să fiți pregătiți pentru lucrurile care vin, să le treceți cu maestrie peste toate și să fiți sănătoși să vă meargă bine. Astăzi am să vă povestesc scurt despre cercul vieții, ce este important în viața noastră și important de înțeles. Acum o să fie multe probleme unde nu am să pot să vă explic imediat același lucru, dar vă știți foarte bine, dacă vă scrieți ceva, am să vă scriu repede înapoi. Și începem să explic așa. Cercul vieții cu destinul sunt două lucruri diferite, dar aparțin împreună. Poate un pic am explicat cam greu, dar așa este. Deci trebuie diferit cercul vieții de destinul care îl avem. Cercul vieții este cercul care omul îl are și îl poartă și se mișcă în el în viața lui și destinul vine în perfecțiune dat, făcut de cel care s-a reîncarnat împreună cu îngerii de sus. La sentimentele care trebuie să le trăiască ca să poată să achivaleze și să acapareze cât mai multe pentru ziua când vine de plecat înapoi acasă. Cercul vieții. Cine trebuie în cercul vieții nouă și ce trebuie să deținem și ce trebuie să avem și ce ar fi bine și majoritatea trebuie să învețe, e clar, încrederea noi înșine. Este un lucru foarte important, este un lucru de valoare și este un lucru unde nu prea există posibilități de discuție. Ce înseamnă să ai încredere în tine ca om? Să ai încredere în ceea ce faci, să ai încredere în ceea ce spui, să ai încredere în adevăr și să ai încredere la cine te ține pe tine în viață. Multă lume cred că prin ceea ce fac ei sau prin ceea ce adună ei, sunt, deci vorbim acum de prestigiu, sunt într-un fel favorizați de societate, poate, dar favorizat de omul de lângă tine, fond și la urma urmei, nu. Și aș putea să vă dau 100.000 de cazuri care eu le văd și le trăiesc având de-a face cu mulți oameni, dar lăsăm lucrul ăsta acum deoparte și ne gândim la ce este important ca să putem să fim și să rămânem și să trăim în cercul vieții. Cercul vieții aduce două unde, spune așa. Un lucru unde le vedem noi ca probleme care pentru lumea divină nu sunt probleme, dar noi le vedem ca probleme. Dacă o relație nu merge, dacă nu te înțelegi cu o persoană, chestii de genul acesta. Deci mai departe, oricum știți voi multe sau mulți dintre voi știu câte probleme sunt sau la niște lucruri unde nu se poate descurca. Plus partea fericirii. Deci cercul vieții face o balanță în forma curcubeului, deci în glorii curcubeului, unde aduce balanța la aceeași greutate. Dacă suntem în cercul vieții și deci lăsăm să ne conducă, se ridică balanța lucrurilor pozitive mult mai sus și vă explic de ce. Având încredere în tine, negăsind sau căutând o victimă, că lucrurile se întâmplă din cauza lui ăla sau din cauza lui ăla sau dacă nu făcea ăla, nu făcea, n-aș fi ajuns eu. Astea sunt numai, cum să spun, niște lucruri fără valoare, fără bază. Pentru că, și trebuie să spun de fiecare dată, Serafin spune așa, în rugăciune, prin faptele și gândurile mele, sunt omul care sunt în ziua de azi. Deci nu există victimă. Totdeauna trebuie să cauți ca om lucrurile care te fac pe tine fericit și lucrurile care să doboare problemele care în fond ni se alătură nouă că apar în cursul vieții și sunt lucruri care ni se pare nouă probleme, dar nu sunt. Și aia ne dăm drumul sau de-abia la cap să gândească și să-și dea seama după perioada după ce trec. Adevărul. Totdeauna să vezi adevărul. Dacă stă cineva de vorbă cu tine și acum nu cu oricine, dar cineva care știe, care are un pic de habar la ceea ce face și la ceea ce spune, ca să nu încerci să minți, să întotdeauna când te gândești, dacă îți merge rău, să te gândești la îngerul tău păzitor, ceea ce poate să te ajute.
să fii întotdeauna cu inima deschisă, să accepti lucrurile care sunt așa cum sunt, să ai toleranță pentru oamenii din jurul tău. Astea sunt primele baze și primele lucruri care aparțin, cum să spun, ca și cum ar veni biletul de intrare în cercul vieții. De ce câteodată nu-și dă omul seama? Pentru că el are dreptul să-și folosească și inteligența lui pentru a încerca să creeze un lucru. Dar eu mai spun încă o dată. Ziua de astăzi, ziua care o trăiește omul, este cea mai importantă. Nu vă faceți planuri pentru următoarele 6 luni, următorii 5 ani, următorii 10, 20. Este un timp, timpul care îl avem noi, egal ce, nu, egal cine, pe pământul acesta, este timp limitat. Deci, cum se zice, ceea ce poți face astăzi, nu lăsa pentru mâine. Și să știți că proverbul ăsta chiar se adeverește. Pentru că noi, în fond și la urmă, nici nu știm ce se întâmplă mâine. Deci, să ai indulgență cu tine, să încerci tot timpul să probezi lucruri, dar numai lucrurile care te fac pe tine fericit, lucrurile care te fac să râzi, lucrurile care te fac să te deschizi, să simți aerul, să simți natura care este în jurul tău și care te ține în viață. Deci lucrurile astea sunt o bază care este importantă pentru cercul vieții noastre. Și vă spun asta pentru că eu știu ceea ce vă spun. Baza financiară este o unealtă, deci este un element, banul, care noi, oamenii din ziua de astăzi, avem nevoie de el ca să putem să mergem să ne luăm lucrurile necesare de care avem noi nevoie. Dar este numai un element, este numai un instrument, banul, dar nu este un element, cum este cercul vieții. Și nu vă lăsați înjosiți de patroni, de șefi, de să vorbească cineva urât, ci să vorbească, să vă jignească cineva. Lucrurile astea nu sunt în lumea divină și în lumea angelică, nu sunt admise. Deci, spun eu, poți să faci orice ce până când rănești un suflet. Deci, astea sunt lucruri care vă spun eu la cea mai mare siguranță și cea mai mare precizie. Deci, primele lucruri, încercați să faceți lucrurile acestea, să aveți încredere în voi, să vreau să mă duc sus pe munte, să mă duc. Vreau să mă duc acolo, să mă duc. Fără să pui problema, dar dacă nu am bani sau dacă nu am făcut asta, având o dorință puternică, cristalizând-o în lumea cealaltă, ți se îndeplinește. Acum, poate nu astăzi sau mâine, dar ea ți se îndeplinește. Dar nu trebuie lăsat lucrurile pentru, eu știu ce, o perioadă de vreme lungă, să ne gândim că poate atunci, sau să zic eu acum un exemplu, băi, eu când ajung la pensia aia fac. Păi până ajung eu la pensia mea, încă de 20 de ani. 20 de ani, dintre care 24 de ore are ziua și fiecare zi și fiecare secundă mie este importantă. Același lucru vă rog și pe voi să încercați pentru voi singuri înăuntru să vă găsiți liniștea sufletească, să vă găsiți respectul față de voi. Având respect față de voi, o să aveți și respect față de comunitatea oamenilor cu care sunteți împreună. Și lucrurile astea pozitive, dacă le strânge fiecare persoană pentru el și în cercul lui, vă garantez eu și vă spun eu că oricum o să duceți și o să trăiți mult mai bine. Următorii pași, următorii sau următoarele concluzii am să vi le spun eu în video următor. Acea perioadă lungă de făcut video nu prea am, de a le fac așa un pic mai scurt. Deci încă o dată, aveți încredere în voi, căutați-vă fericirea, nu vă lăsați presați și băgați într-o schemă comună cu toată lumea, încercați să ieșiți de acolo, încercați să fiți cum vreți voi, să mâncați ce vreți voi, să faceți ce vreți voi, atunci să vă sculați, atunci să faceți baie, atunci să faceți dus, atunci să beți cafea, când vreți voi, nu când vă dă cineva tonul că atunci ai dreptul să faci. Și dacă pasul acesta începe să-l faceți, vă garantez eu că o să meargă mult mai bine. Pentru întrebări, știți foarte bine, puteți să mă contactați ori pe pagină, ori pe privat, ca și până acum. Ca să aveți o întrebare, cu cea mai mare drag am să vă răspund. I-am vorbit acum la mod general, dar știu că fiecare om are, fiecare om e fiecare cu problema lui. De-aia lucrurile astea le fac ca și până acum, cu fiecare personal și vă doresc multă lumină și multă iubire și să aveți grijă de voi. V-am pupat și ne vedem.